Anul acesta, Agenția Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Gorj are stabilită o cotă pe sezonul de vânătoare la Mistreț de peste 100 de exemplare. Iubitorii acestui sport au primit deja undă verde la vânătoarea de Mistreț, mai ales că au început să atace culturile de porumb. Cele mai afectate zone sunt cele de sub munte, după cum afirmă Nicolae Tonca, directorul Agenției Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Gorj. E perioada când mistreții, după aceea urși, deci la fructele care le fac lor plăcere. Oricum, acum este perioada când, deși porumbii sunt pe sfârșite, doar cei care au fost cultivați mai târziu sunt în bobi, în lapte ceară, cum se spune. Adică preferat de mistreți. Proprietarii de culturi au cerut ajutorul vânătorilor pentru a putea îndepărta porcii mistreți care le distrug recoltele. Sunt cel puțin 5 acțiuni până acum, și unde au fost solicitări și mai des. Adică aveți solicitări, vă solicitați oamenii să mergeți. Sunt câteva solicitări în anumite zone, s-au și împușcat, au și participat oamenii respectivi, însă vedeți, ei nu sunt localizați în porumbii cuiva, vin chiar de la munte, coboară noaptea, sunt în trecere poate pe anumite locuri, fac sau nu fac pagube. Asta este. Carnea de mistreț este considerată o delicatesă, motiv pentru care vânătorii plătesc 500 de lei pentru exemplarul vânat, indiferent de greutatea pe care o are animalul.